Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman. Salutare și bine ai venit la un nou episod joi dimineață cu premii de la Weekend League. Am văzut pe Facebook că picurile de la Weekend League din această zi sunt țeacă și am zis să vedem ce a făcut EA Sports. Băi, nene, băi, hai să vedem dacă s-a rezolvat de azi dimineață sau nu s-a rezolvat. Luăm pachetele de acum, mergem pe Untradeable săptămâna asta. Avem două Prime Gold Player Pack, două Rare Player Pack, două Mega Pack-uri la Untradeable și o să le deschidem diseară după ora 8, după ce se resetează și cred că o să intre, adică așa ar fi normal, să intre absolut toți jucătorii în pachete, toți jucătorii de TOTY. Așa scrie aici, the TOTY defenders and goalkeepers are now added to the pool of the player items available in packs until Thursday 28 January. Deci, până astăzi, mă gândesc, până astăzi la ora 8 seara. Deci, după ora 8, ar trebui să vină full TOTY-ul în pachete. Am și eu acolo undeva la peste 30 de pachete pentru săptămâna aceasta. Avem Gold 1 la Foot Champions Weekend League. Avem Gold 1. Asta înseamnă două Jumbo Rare Players Pack, 50.000 de bănuți și două picuri de la 1 la 4. Hai să vedem. Țeacă sau nu? Ne dă red pick sau nu ne dă red pick? Oh, merg red pick-urile. Incredibil. Nu pot să cred. Le-au reparat. Le-au reparat. Ok, o să mergem pe... Să mergem pe Pope de 84 și al doilea red pick. Kramaric. Superb. Absolut superb. Absolut superb. Deci, Gold 1 versus Gold 3. Mult mai prost. Însă, oricum, ăștia doi o să meargă în SBC-ul de upgrade pe care îl deschidem diseară pe live. L-am băgat pe Pope, l-am băgat pe Kramaric, am salvat Budescu. Am salvat Budescu. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest scurt episod. Ne vedem diseară de la ora 8 live aici pe canal cu un pack opening final pentru TOTY. Aveți o zi productivă. V-am pupat. Ciao. Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butter, da Butterman.